Ce pot să vă spun că în 2012, când m-am gândit la această lege, am încercat să facem în așa fel să o trecem cât mai repede de Senat. A trecut de Senat. E la Camera Deputaților, care este Camera Decizională. Sună într-un fel foarte dur pentru noi, castrarea chimică, și încercăm să schimbăm cuvântul castrare cu un tratament chimic sau tratament medical. Această lege se referă atât pedofililor cât și violatorilor. Mie îmi pare rău că trebuie să ajungem să fim loviți de unii oameni care chiar au o problemă medicală și acum să încercăm să facem petiții pe site-uri de socializare pe internet, dar în același timp cred că vom urgenta în 1 septembrie, când începem munca, să treacă și de Camera Decizională, Camera Deputaților, având de partea mea și încă 3 colegi care sunt co-inițiatori, pe doamna Gabriela Firea, pe domnul Vasiliev și pe domnul Tudor Barbu. Ce părere aveți de cazul din Moldova legat de viol? Ce părere pot să ai? Este dureros ceea ce se întâmplă și cred că trebuie să o luăm pe drumul de normalitate, având în vedere că în alte țări democratice recidiva este foarte mică. Și atât timp cât vom implementa acest proiect legislativ, cred că vom putea trata acești oameni care efectiv au o boală. Noi am făcut și o masă rotundă la inițiativa mea, împreună cu trimișii Patriarhiei Române, cu medic urolog, cu medic psihiatru, cu psihologi, și am primit girul tuturor. Deci acest proiect cu siguranță va avea o finalizare bună pentru societate. Credeți că revolta publică, diferențele de socializare și nu numai... Cred că ajută. Cred că orice petiție ajută. Repet, nu mi-aș fi dorit ca să ajungem până aici. Totuși, suntem în 2015 și mie mi-am amintit de acestui proiect după ce am văzut la un post de televiziune 12 cazuri de pedofilie în decursul a 2 luni într-un județ, nu vreau să dau numele. Și atunci mi-a venit această lege. Nu știam că acest fenomen este atât de grav la noi în țară. Considerați că există o lacună legislativă, având în vedere că cei 7 sunt în libertate? Categoric, da.